Noi suntem echipa Binary Nights. Eu sunt Daria, ea este Cristina și reprezentăm Iașul în seara, în ziua aceasta. Noi suntem cavalerii codului binar. De asta, emblema noastră, adică aceea, reprezintă un cavaler care are ca scut și armă cele două cifre ale codului binar, 0 și 1. Inițial, jocul ar fi trebuit să includă o rachetă, nu o bomboană. Dar ne-am gândit la prima ieșire a noastră în mall ca să fie, datorită designerul nostru, Tudor, să fie o bomboană de mentă. După asta, ne-am gândit la o aplicație de tip mini-golf pentru telefon. Dar am modificat puțin ideea pentru că nu ne-a plăcut tuturor cum arată designul. După asta, am spus astfel: domnule, nu se poate să nu ne înțelegem pe un anumit subiect și ca să nu fie diferite contradictorii, am ales o bomboană cu mentă. De la rachetă am ajuns la Sugar Golf, care este un joc dulce. Grupul nostru țintă sunt copiii, pentru că dorim să promovăm într-adevăr mai mult non-violență. Și acela este feedback-ul pe care l-am primit. Iar testerii au testat de foarte multe ori jocul pentru a le comunica developerilor micile erori care au apărut și pentru a le corecta în timp util. Și așa a apărut Sugar Golf. Noi ne-a făcut foarte mare plăcere să facem parte din programul Opening Opportunities, care într-adevăr este o ocazie de a cunoaște oameni noi, de a învăța cum să punem cap la cap părțile unui joc, de a lucra în echipă și de a ne dezvolta abilitățile personale pe viitor. Și într-adevăr, îi mulțumim și mentorului nostru, Mircea Popescu, care ne-a împărtășit cunoștințele sale, ne-a ajutat să ne-a mobilizat ca și echipă, ne-a întregit, ne-a efectiv a făcut din Binary Nights o familie, pentru că am stat unii de multe ori unii la alții și am lucrat pentru asta. Și a fost jocul nostru și suntem mândri de el. Mulțumim.